Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am găsit la Human Fall Flat, un joculeț pe care l-am mai jucat eu acum mult timp în trecut, când el nu era pe Steam din ce țin eu minte și desigur că nu era și multiplayer. Acum că a venit jocul pe Steam și este și multiplayer, m-am decis să mă joc alături de Marius și cred că se aude puțin cam tare melodia din joc. Bă, nemernicule, dăm drumul, de ce ești cum te iau? Zici că sunt la wrestling. Trăiești, fac caz, bă, ia vino, Marius, încoace. Hop! Iuțenim, bă! N-ai căzut? No. Oh my god, ok. Dacă e să cazi, te dă exact de unde ai căzut inițial sau de lângă de unde ai căzut, în fine. No escape. Deci dacă ridicăm noi ăsta, o să ne arate un mic tutorial. You just grabbed an instructional video. Nu știu cât de tare e sunetul la joc, probabil e foarte încet și n-auziți nimic, dar e ok. Ne învață câte ceva chestii, dar eu pentru că am mai jucat jocul, o să trecem peste. Și eu am făcut tutorialul ăsta. They will run into every door they encounter. Ok, trebuie să-mi dai drumul puțin, Marius, ca să terminăm. Să trecem repede de nivelul ăsta de început, că e mai mult tutorial. Dar este destul de interesant jocul. Hai, te las pe tine să apeși pe buton, că ai zis că ai făcut tutorialul. Deci, practic, este un joc puzzle. Care, mă rog, jocul e făcut inițial pentru un singur jucător. Deci, tot ce vedeți aici se poate trece de unul singur. Eu nu se vede parte de aici. Au adăugat multiplayer așa la distracție. Ia uite pe Marius și îmi deschide ușile, pentru că eu sunt o prințesă, vedeți, da? Sunt foarte frumos îmbrăcat. Aici face ăsta pipi. Dar nu face pipi. Facea pipi. Și eu am trecut mult mai departe de aici când am jucat pe single player. Hai, Marius, bă, de ranule, deschide-mi. Apasă tu un buton și un buton. Nu, tu trebuie să apeși pe ambele, că sunt tot domnișoară. Cu cealaltă mână, bă, nebunule. Cu mâna pe la spate deschide el. Hop. Și ca să treci la nivelul următor, după ce ai ajuns la final, pur și simplu te arunci. Leap of Fail se numește. Avem și facecam-ul lui Marius, pentru că poate vă place așa. Și de aici oarecum încep puzzle-ul. Să nu te uiți la mine sub fusta, Marius. Avem un tren și trebuie să tragem de chestia asta. Așa. Și de aici începe partea interesantă. Hai să vedem. Dacă știe Marius, aici n-ai ajuns, nu? Nu. No. Trage de asta spre tine. Mamă, câtă putere avem. Hop. Ia uite ce frumos. Deschidem ușița. Eu intru primul că sunt poliție. Bă, ești curcantă. Înțeles. La început sunt puzzle-uri mai simple, după aia devin mai interesante. Și sunt niște jmecherii. De exemplu, cu click stânga ai mâna stângă. Cu click dreapta, mâna dreapta. Dacă te prinzi cu ambele mâini și dai în jos, te poți ridica. Ia încearcă. Și poți să faci multe jmecherii de-astea. Dar odată ce înveți să joci mai bine, o să vezi că te obișnuiești. Te prinzi așa și hop. Și efectiv te urci. Bine, aici nu trebuie să ne urcăm, aici cred că trebuie să tragem alea, că l-arunc și pe Marius. Iată, mă împing asta mie de sub picioare. Oh, și aici devine puțin mai interesant. Fii atent ce trebuie să faci aici. Trebuie să te urci pe asta. Vine cu acea lângă mine. Te prinzi de perete. Și dai într-o parte. Și în cealaltă. Apasă pe A. Și vezi, noi cu picioarele mișcăm cu platforma de sub noi. Dar trebuie să dai pe A. Și ei ajunge. Că acum poți să sari. A, uite, mă, ce... Mamă, sunt parcurist. Fii atent la Marius. Hai că te ridic eu. Te-am prins bine. Ține-te. Hai. Dă-i drum. Bă, bine, mă. Hai, deschide-mi și acum că te-am salvat. Și cam așa este jocul, e super distractiv. Pentru că e dinamic. Încă mai țin minte nivelul ăsta. Sper că mi se merge puțin lăguit, dar nu știu de ce, dar am 60 de frame-uri. Poate mi se pare mie sau nu știu. Oh, saving. Ce anume? Am două plus video eu și mi-e tot mergere. Ok, aici trebuie să te ții de stâlp. Tu stai doar pe aia roșie. Așa. Urcă-te pe aia roșie. Te ții de stâlp și facem aceeași mecherie. Deține-te, perfect. Și sări. M-am uitat să zic că pe space sare, dar cred că știi. Ce le mai ține de mână? Cred că știi tu. Bă, ai căzut. Ok, partea interesantă e că dacă eu trec nivelul, dacă te omori, treci tu nivelul, înțelegi? Da, acum terminăm harta. Deci s-a terminat, Marius, nu te mai chinui. Sunt o prințesă cu mustață, nu știu dacă vedeți. Și te-a teleportat și pe tine. Ciuciucica. Hai, că acum devine super greu. Deci trebuie să pui cutia pe buton.
Nu știu dacă te descurci să faci de-astea. Da. Și să oprești aerul condiționat. Mâna, capul la spate. Mâna. Am zis să mai fac și niște episoade cu Marius. Poate v-a fost doar de duo-ul nostru perfect. Dacă o, vă place mână, ideea de... A putere. Bă, Marius, lasă-mă să vorbesc. Vorbești prea mult. Hai, ține acolo. Păi stau eu pe aia, mă. Păi nu că trebuie să treci și tu. Cu mustața aia ta. Dacă vă place joculețul și vreți să mai vedeți episoade în continuare, uitați să lăsați butonașul ăla de like. Uite ce prințesă puternică sunt, te dau și pe tine la o parte. Zici că ești poștaș tu, nu polițist. Ce faci, bă, de-n drumul la mână? Gata, mă. Sper să vadă bine pe filmare, o da? O să vină niște levele foarte grele de gândit. Nu, foarte grele, dar e ok. Și acum luăm asta, trebuie să ne urcăm cu liftul. Cheamă liftul. Cheamă-l încoace. Mamă, ce muncă de echipă. Adică vedeți și voi că nivelele s-au fost făcute pentru single player, adică pentru o singură persoană. Dar a vrut lumea multiplayer. Ok. Oh, deja devine complicat, Marius. Trebuie să mergem jos, să chemăm liftul. Cum ne aducem noi cutia? Păi dacă stau aici și trece Rafaele. Păi merge și așa, dar hai să-l facem legit. Trebuie chemat liftul. Eu uite, mă, poștașul ce se chinuie. Trebuie să trage la... Nu cred că pot să sar cu cutia. Ba, da. Trebuie să mă lipesc de perete. Bă, că îl împing eu, Rafaele. Wow! Hai că îl împing eu, stai acolo. Bă, împinge Marius, ești nebun? Nici nu m-am gândit. Opa! Am căzut. Unde ajungem, aia să vedem. Don't get a splinter. Aici devine cu... Aici e cu parcureală, țin minte. Sunt puternică. Ce naiba, credeam că am trecut. Stăm întâi, de aici ne ridicăm, hai nu? Că merge să trecem pe aici și facem parcuri aia. Știi să te urci pe asta? Păi uite, putem să ne urcăm aici. Oh! Bă, are scara aia, tu nu vezi? Păi da, dar mie îmi place să fac parcuri reală. Îmi plac caracterele astea dinamice. Chestia aia de jos ne învață cum să facem parcuri, dar știm deja. Adică parcuri, doar să ne urcăm pe prostiile astea. În Minecraft ai jucat Rafaele, trebuie să știi. Păi la Minecraft nu era cu mâini, dar ar fi fost interesant. Mișcăm trenulețul. Cred că în partea asta. Bă, nu poți să mor. Tu cum te urcași pe aici? Păi am mai terminat părțile astea odată, acum mai mult timp. Hai mă, că acum aia merge. Vii? Ai rămas acolo. Când îmi apare saving, dar nu mi-a apărut. Bă, cum ne mă trec de aici? Marius se pare că s-a blocat acolo jos. Eu nu știu să fac parkour și parkourul mă enervează, Rafaele. Cum mă, ții cu mâinile în aer? Ridici mâinile și te prinzi. Cum le țin? Apeși, deci ții click stânga și click dreapta în sus și apeși space. Uuu, ok. Am înțeles acum, mă. Nu, am căzut. Și trebuie să împingem nebunia asta. Bă, eu tot singur mă joc, că Marius e în spate, dar tot. Așteaptă-mă și pe mine, că ajuns la trenulețul ăla. Trebuie să treci pe trenuleț. Ok, deci să prindem viteză și să sar cu mâinile în aer. Bă, de ce nu s-a prins și cu mâna aia? Aba! Chiar mă pricep și Marius of... unde să mă arunc, mă, după harta? Oriunde. Ia, mă, că poate mă dă acolo. Op! Sunt o prințesă bună la parcur. Hai că termin nivelul, nu să fă griji, Marius. Saving. Gata, acum poți să te arunci. Woo! Uite-l, mă, pe Marius, iată. Am venit. Ia uite, mă, cum sară. Ce stai cu mustața aia ta, vină-mi cu acea. Am înțeles, mă dăm unde ești tu. Doar când îmi salvează așa progresul. Când scrie un saving, atunci. Păi de ușița. Bun. Avem o cameră și am terminat nivelul. Asta e camera ta de gaming. Păi da, ia, hai că televizorul ăsta-l fur. Hai să-l ducem acasă. Eu și o boxere. Trebuie să deschidem ușa aia. Hai, mă, cu mai multă putere. Am spart masa. Nu, eu nu plătesc nimic, ești nebun? Oh, okay. Căzut. Hoppa. Hai, mă, și cu următor. Nici nu știu câte să jucăm. What goes up? Ca să jucăm mai mult. Mă, sunt de-alea de... Pe canapea am sărit. Ah, țin minte nivelul ăsta. Trage de lemn. Trage lemnul spre tine. Dar folosește ambele mâini, deși doar una. Am una la spate. Joacă cu ambele clicuri. Da, cu blana la ureche. Apa, acum spargem gemuleță. Aparte. Gata, și nu mai știu. Ah, wow. Cu asta sparg zidul. Na. Așa, și ce s-a întâmplat? Hai că acum începe puzzle-ul adevărat, te las pe tine să-ți dai seama. Deci eu macara. O bilă. Cu macara trebuie să spargem peretele ăsta din stânga. E o papiotă aici. Lasă papiota. Ia vezi, poți să sari? Oh, l-am căzut direct. Păi nu pe acolo, nu cred că se sare pe acolo, da. Pe o bilă, nu? Ai dreptate, cred că da.
Ia vezi. Am că bă, am zis sărit. dacă mă prind de tine. Eu am, la mine a mers. Aha. Dar tu te uiți doar cu o mână, trebuie cu ambele. Ambele click-uri să le-ți apăsate, știi? Și te uiți în sus. Mhm. Cum nu se urcă și la mine se urcă din prima. Ne ducem! Și spargi peretele? Cred că întreba aia mult avânt. Ce-a fost, bă, aia? Ia stai puțin, ia dă-o încoa. Gata, mă, asta e. Bă, trebuie să-l dai încoa. Hop. A, mai poți să sar direct de aici. Bun. Trebuie să te înveți să faci, că e ușor parcurul ăla. Hai, că te las puțin aici să ghicești ce trebuie să facem. Nu, cred că trebuie să... Fii atent. Trebuie cu bucata asta mare să o plasăm încă să sărim pe partea cealaltă. Sau cu bă, bila. Bă, sunt golea, tu vezi, trebuie să o aruncăm. Trebuie să mergem să apăsăm pe manivelă. Fii atent aici. Nu! Hopa! A sărit ăla, mă. Hai, dai drumul la pod ăsta, Rafael. Bă, sar o maneta. Ce trebuie faci cu maneta? Ia. Sparge geamul și aduc cutia aia. A, dar stă, stă geamul pe buton. Gata. E numai nevoie de cutie aici, nebun. Mă dezamăgești, bă, Marius, nu te prea pricepi. Păi, dar nu știam că poți să sar de acolo. Hai că tragem și astea. Trage tu pe aia altă. La manivela? Nu, nu. Trage astea. Și acum tragem manivela. Ia uite-o. Cam e manivela. Ia că intru, intru, intru. E degeaba intri doar tu, mă. Ia-o de aia și bag-o între uși. Zi, mă, că intru eu. Și ia, deschidem că e o manivela, ai zis. A, e de la altceva. Știe, mă, Marius. Mai deschidem, mă. Bă, Marius, nu te pricep deloc. Pui pățul în manivel. Da. Iată ce frumos. Hai că aici avem easy. Aoleu, ce e aici? Să luăm cutia aia. Hai, fă-i asta. Ce e aici? Vezi să nu cazi cu cutia, că nu mai avem alta. Ia-l nivel aici, Rafaele. Hai, repetate. Ia. Hop. Bă, e ușor, mă. Mâncam ei mâinile, ce faci, bă, tragi de fund? Oh my god. Ia, trage-mă de fund și o te ridic aici. Hop. Bă, e pălărie. E. Cred că poți să te ridici așa. Deci trebuie trasa asta ca să deschidem ușile! Bă, ce făcuși, mă? Bă? Au căzut bolovani, cred că îi luăm bolovanul și spargem peretele, ia vezi, ești puternic? Ai putere în tine? Fii atent cu doi deodată, ești nebun? Am rupt! Bă, a rupt Marius. Nu stă fisc, ia mă bine. Opa, e ceva pus aici. Trage ăla, sau? Dă-te că te calcă! Dă-te fă că te calcă! Ce mă prins, stă-și mă și pe mine. A, trebuie să spargem peretele. Wow, ce greu a fost. Da, de desonorul neapărat. Prea frumoasă. Wow. Ce romantic. Ia-mă în brațe. Frumoasa mea. Iubita. E momentul să ne spunem ce simțim unul pentru altul. Bă. Trăiești pe acasă, prima dreie cu iarbei. De unde mă e, Rafaele? Ăla. De unde mă e? În locuri interzise. Ce faci, bă, la cap? Oh, no. Saving, hai. Am trecut și de aici. Du-te tu, Marius, aici ne despărțim. Unde plecăm? Păi s-a deschis ușa. Cred că trebuie să-i dă maneta să deschide și la mine sau așa. E de la altceva, Rafael. Deschide ușa, Marius. Cred că ne trebuia ceva să punem. Deschide ușa, creștine. Aia, da, pur și simplu mă arunc de pe harta. Că s-a salvat, deci mă trimite la tine. Ia vezi. Hop. Gita. Aici trebuie să transportăm ceva. O trebuie cutie. Să spargem ăla. Și... Nu, nu spargem. Și spargem că trebuie să transportăm o cutie. Unde e cutia? Păi nu știu, trebuie să... asta deasupra. Trebuie să ne urcăm cumva. Și știu că e destul de greu. Cine a zis că trebuie să trecem cum scrie, zice jocul. Eu am plătit bani pentru jocul ăsta, joc cum vreau eu, Marius. Ata, am trecut la următorul nivel. Aruncă-te de pe harta. Bă, așa e în jocuri. Sunt exploiter. Imediat trișez, ia urcă-te aici.
Poate trebuie să te urci și tu cu asta. Abar n-am, e un geam aici sau ce naiba e? Ai un geam, ne trebuie un obiect ca să spargem. Poate trebuie să sar cu curul pe geamul ăsta. Ia stai puțin. Ia urcă-te acolo. Opa. A, uite mă, și tu ziceai că bagă-l pe găurică. Pe găurică bagă-l. Ia uite cum sare cu el, ești nebun. Sparge geamul ăsta de aici. Sarul maneta. Păi și trebuie să fac pe Tarzan, cred. Da, 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 cred că trebuie să faci ceva aici. Trebuie să faci pe Tarzan. Ia că încerc și eu. E greu, mă, să fii Tarzan. Hop. Ia. Odată. Bă, da, mă duc. De două. Și a treia e cu noroc, ești nebun? Da, bă, cât am sărit. Stai că mi-a stricat. Bă, nu sărici bine. Păi mi-a stricat. E prea multă viteză. Să rupe asta în două. Oh! Am dat cu capul în geam. Nu cred că pot să trec de aici. Ia că sar cu curul înainte. Nu! Bă, da, mă duc. Asta e! Da, m-am dus. Bine, bine, n-a fost rău. Hai că bine, mai facem bine nivelul ăsta. Și stai pe filmare tu. Filmăm, facem episod special de o oră cu Marius. Mă, uite ce zâmbărețe. Suntem la închisoare. La pucălie. La pucălie, ia vezi. Ia piatra asta și sparge ia lacăt. Da, e în lacăt. Trăiești fără acasă. Ia vezi. Eu am putere, Rafael, că eu sunt bărbatul casă. Păi hai, arată-ne la toți ce putere ai tău. În broațele alea. Hai bă, nu ești în stare niciun lacăt să spargi. Bine bă. Gata, mă, cred că mi-am dat seama cum funcționează jocul ăsta. Mai trebuie tras asta. Cred că trebuie tras. Mă face asta, Rafaele. Cine ai, bă? Ne batem pe el. Ia să vedem. Hai că aici ce trebuie să facem. Trebuie să băgăm asta între gratii și să le stoarcem. Știi? Da. Da, da, da. Bagă între gratii. Ia vezi, cu capul ăla ascuțit. Ia atent ce puteri de femeie supranaturală am. Mamă, mă îndoi bara, ești nebun? Uite-te la puterile mele de fetiță. Și zi-mi dacă ai mai văzut la vreo fată așa. Ești minunată. Iată, gata. Bă, eu am puterea în relația asta. Da, atent aici ce faci. Mamă, dă cu bolovanii ca să te-ai avut un joc de ăsta. Bă, dar să nu... Trebuie să vedem cât de mult trebuie să mișcăm asta. Hai bă, două, că merge. După aia le catapultăm și noi? Da, da, trebuie să spargem peretele. Hai bă, două. Cred că în sus trebuie. Am crezut că m-a zburat și pe mine. Na, da, trebuie peste. Mai în față. Înțelegi? Dai drumul. Uite, 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 uite. O mână trebuie. Problema e că am mutat-o prea mult. Nu zboară bă ăla ăta. Hai, fă tu onorurile. Ridică în sus. Și... ok. Și acum hai să ne aruncăm pe noi. Hai, ține-te. Hai, ne ținem în brațe, suntem pe Titanic, pe cine ai văzut? Ține-mă. Ține-te cu mâinile de ăla. Și... bă, da, ai zburat, nu glumă. Improvised ammo. Bă, n-a fost rău. Avem saving și o să oprim episodul aici, pentru că ne-am distrat destul. Deci am rămas, cred că am trecut vreo 2-3 hărți sau ceva de genul. Dacă v-a plăcut episodul... Ia uite ce mă ia, Marius, de gât, bă. Ia uite, te luai în brațe. Mai uite măcar în șale. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să vă lăsați butonașul de like și să știm și noi dacă să mai facem sau nu. Vă mulțumim pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!